M-ai nebunit, mi-ai tulburat mințile. Nonă, mi-ai învolburat mințile. Pe unde treci tu? Volbură lași în urma ta. Învârte-te, volbură. Nu ați despre dreptură bisericii și despre mare, spre soare, și vârtește, întoarce și împrisne la alte pulbere prefăte. Poartă pe vince și presnele de frumusă pe iubire în mine. Pază-n soare, treci peste deal și mărbe de fie, învârte-te, volbură, învârte-te, volbură. Am reușit și sunt onorat, sunt bucuros să putem pune astăzi în scenă o astfel de piesă de teatru. Cei de aici au înțeles necesitatea reactivării operei lui Lucian Blaga, operei profunde, într-o lume care pare că devine din ce în ce mai superficială, o lume care nu are curaj să stea, să asculte, să gândească, să adâncească lucrurile. Vine ca o necesitate, ca un SOS în ceea ce privește umanitatea și gândirea noastră profundă. Opera domnului Blaga trebuie să reintre în conștiința oamenilor. Blaga trebuie să fie redescoperit și în spectru a ceea ce se întâmplă acum la nivelul tematicilor și ideaticii teatrale, un text cum e Tulburarea apelor a lui Blaga vine ca un fulger de lumină care impresionează, care mișcă și, nu în ultimul rând, tulbură. Tulburarea apelor are premiera mondială, este prima sa apariție în fața publicului. Dar dificultatea vine din faptul că atunci când spui Blaga, trebuie să înțelegi filozofia. Pentru un actor nu este simplu doar să interpreteze un rol. El trebuie să înțeleagă ce partitură susține. Toată o provocare, cât o dorință foarte mare. Adică n-a fost undeva în trofia mea, ca să mă citesc din... mă identific cu tipologia asta. Adică provocarea nu a fost în sine că e un personaj departe de mine. Nu-l simt departe de mine, trăiesc într-o altă lume. Doamne, eu nu mai înțeleg nimic. Nu înțeleg ce are părintele, ce-i cu el, ce... Că s-au legat toate, s-au adunat oamenii ăștia toți, te-au făcut, cum zice moșneagul, toți sunt unul. Am fost ca unul, ne-am iubit, ne-am respectat, ne-am ajutat, ne-am sprijinit la fiecare pas. A fost ceva rarisim, frumos, tare. Un spectacol născut din dragoste, făcut cu dragoste și sper să fie și primit cu dragoste. Și asta n-ar... cum decât să te bucure și să te îmbogățească. Sunt recunoscătoare. Cosmin că ne-a adunat așa și fiecăruia în parte. Și sunt extrem de fericită pentru fiecare dintre întâlniri. Ce faci? Ce faci? Ce faci? Vrei să-mi strici vraja cu mâinile întinse? Stăpânește peste prezent, peste natura naturală și ficăriul elementic în oșdurat. Mă nenorociși, nenorocitule! Consider că sunt un norocos, că s-au întâmplat lucrurile așa. Și sper ca spectacolul ăsta să aibă viață suficientă cât să atingă sufletele oamenilor care îl vor vedea, cel puțin atât cât ne-au atins și pe noi. A fost o invitație pe care am primit-o cu bucurie. Inițial nici nu știam dacă pot să ajung, pentru că dansez în Copenhaga la Teatrul Regal. A fost foarte puternic și a fost ceva autentic, românesc și sunt foarte fericită că am ajuns. Ceva foarte bulversant. A fost o multitudine de impulsuri venite de la colegi, de la regizor, de la sală, de la text, de la actul teatral în sine, de la divinitate, de la... Și atât cât sunt eu,
pus în față cu amalgamul ăsta de energie venită din toate părțile, a fost minunat. În momentul în care am construit crucea și am înfipt-o pe altar, pe masă, a fost wow! Pur și simplu simțeam că, nu știu, ies din corp și privesc împreună cu spectatorii și mă bucur împreună cu spectatorii de finalul acestui spectacol minunat. Îmi place foarte mult textul lui Braga, fiindcă și eu sunt o persoană religioasă care, să zic, înțeleg partea asta spirituală și puterea rugăciunii și contrasele astea și cum ar fi să pervertești un preot și ce putere trebuie să ai asupra lui ca să îi tulburi mințile. Costumul în Tulburarea apelor pentru mine a fost provocarea vieții. Nu este prima colaborare pe costum de teatru, dar pot să spun că este prima colaborare pentru că a fost cea mai mare provocare și cea mai mare libertate pe care am avut-o la o piesă de teatru. Tinerii aceștia trebuie să fie sprijiniți din toate punctele de vedere. Ei au aripi. Și se spune așa, zice, am să te păzesc până o să mă ajungă aripile la pământ. Cea mai frumoasă și tainică mulțumire a venit de la fiica fiicei lui Lucian Blaga, Lila, care cu lacrimi în ochi ne-a spus, știți, pe tata l-au scos din biserică dumneavoastră în seara aceasta, l-ați readus în ea. Este prima oară când această piesă va avea loc o premieră, efectiv națională. N-a fost jucată niciodată. Și asta a fost dorința mamei mele, ca să fie, dacă Sebeșul a putut și a reușit să organizeze această premieră și a dorit din suflet să facă chestia asta, să se joace în special această piesă. Deci, pentru că ne gândim la Blaga, cu siguranță trebuie să ne recompensăm cumva față de anumite nedreptăți care au fost făcute de-a lungul timpului. Spectatorii au înțeles, spectatorii au în mentalul lor Blaga, nu numai pentru că sunt din Sebeș, ci pentru că Blaga este în mentalul românesc. Nu ai cum să trăiești fără eroii civilizatori ai spiritualității noastre, Eminescu, Blaga, Arghezi, Barbu. Ce îmi place în acest spectacol este că a surprins și caracterul antropologic al teatrului blagian, a surprins și caracterul misterial, încărcătura teatrală foarte puternică și a fost făcut cu credință și cu încredere în capacitatea lui Blaga de a fi în același timp profund dramatic, expresiv teatral și extrem de încărcat cu acel lirism propriu teatral pe care l-avea și Shakespeare. Lucian Blaga, în cele 10 piese, asemeni celor 10 porunci, naște o amprentă spirituală, arhetipală, a regiunilor folclorice știute, neștiute, trăite, netrăite, dar profund spiritualizate românești. Există lucruri care poate că nu le putem pipăi, dar le simțim. Este vorba de acasă, este vorba de loc. Și acasă nu este la Lancrăm sau la Sebeș. Acasă e în România. Și noi avem o valoare, avem un patrimoniu cultural deosebit. Avem oameni care ne-au dat identitate. Nu pentru noi, că noi suntem muritori, dar Lucian Blaga are nevoie, pentru că această împreună lucrare Blaga-Brâncuș, cred că mi-aparține, este unică. Și ar fi păcat să ratăm încă o șansă de a spune sincer cum suntem. Nu cum vrem sau cum cred alții că suntem, nu. Cum ne-au pus înaintașii noștri. Vai o mare rhamma Adonai Hitzki, Adonai salli umezudati umfalti, Eli zurie hese pomme kini vekerer ishim zigabi. Sau fau hebuca ilahi.
Jabaruti.